O învățătoare din Curtea de Argeș atrage atenția părinților privind cărțile pe care le cumpără pentru copiilor. Aceasta a fost șocată să regăsească în oferta unor mari librării din România două cărți cu sfaturi pentru copii cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani, care îi îndeamnă pe cei mici să-și mintă părinții și să-și înjure profesorii. Conform Știri.fresh24, nu sunt o înapoiată, dar astăzi am suferit un șoc, a scris învățătoarea Gheorghiță Alina pe o rețea socială în debutul unui mesaj care a devenit rapid viral. Cartea se numește Proful crede că învăț, caiet plin de idei ca să supraviețuiești anului școlar și, repet, este o carte pentru copii. Pe un site pentru cumpărarea cărților este înscrisă în categoria materiale educaționale, vârstă recomandată 6-8 ani, 8-10 ani. Nimic scandalos până aici. Autorul a mai scris și alte cărți asemănătoare. Un exemplu ar fi Șeful crede că muncesc, caiet plin de idei ca să supraviețuiești săptămânii de lucru. Ce simpatic! Ne întoarcem însă la cartea pentru copii. Aceea ne interesează. Răsfoind câteva pagini, observ că are aspectul unui jurnal, cu desene atractive, captează ușor atenția. Și apoi, începând să citesc mai atent, a început să îmi crească tensiunea. Am o singură întrebare. Ce mesaj despre viață primește un copil împreună cu un astfel de dar din partea părinților? Ce mesaj primesc părinții care găsesc un astfel de material publicat de o editură de renume pe site-ul unei librării de renume la categoria materiale educaționale? Dacă asta înseamnă să fii deschis la minte și să îmbrățișezi modernismul, nu mulțumesc. Azi vreau să fiu cât se poate de înapoiată. Sunt cumplit de furioasă. Mă întreb dacă următorul titlu din serie va fi Mama crede că o iubesc, a scris învățătoarea pe Facebook. Relatează Știri.fresh24.ro.